Bună și bine te-am regăsit! Astăzi îți voi prezenta câteva situații și te voi ajuta să îți spui părerea în legătură cu evenimentele date. Eu sunt Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Privește imaginea! Va trebui să spui care este părerea ta în legătură cu comportamentul celor trei persoane. Te voi ajuta cu câteva întrebări. Fii atent la chipurile lor. Cu siguranță poți să-ți dai seama cum se simt. Cine crezi că sunt cei care îl privesc pe băiat? Este evident că ei sunt furioși. Oare care crezi că este motivul supărării lor? Ce crezi că a făcut băiatul atât de grav? Și oare de ce el pare a fi indiferent? Găsește cât mai multe variante posibile. Răspunde la aceste întrebări discutând cu colegul tău. Apoi, te rog să prezinți părerea ta în legătură cu atitudinea băiatului. Mai am o activitate pentru tine. Te rog să formulezi și tu câteva întrebări legate de ceea ce observi în această imagine. Apoi, exprimă-ți părerea în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo. Spune dacă ești de acord cu ceea ce fac copiii. Dacă cumva și tu ai desfășurat vreodată astfel de activități, povestește celor din jur. Dacă nu, spune-le dacă ți-ar plăcea să participi. Spor de lucru!